Bună dimineața la Perul Șperț, suntem în Milano, la Cesarino. Este undeva în spatele domnului, binecunoscutului domn din Milano, domnule. Haideți să mâncăm niște sandwich-uri pe care fratele Rareș, care acum filmează această minunăție de clip, l-a recomandat. Haideți! Vii aici și-ți comanzi frumos. Uitați-vă ce bine arată! Ia uite ce vitrină minunată! Și băieții prepară tot. Uitați-vă pâinicile cum stau acolo. Pe care le iau și le bag în cuptor să le rumenească, după care le prepară așa frumos aici. Și prețul îl face băiatul de acolo și fiți atenți. E un loc destul de recomandat, după cum se observă acel award pe care l-a luat în 2022. Așteptăm să vină, suntem numărul 15. Până atunci, bagaj. Hai mă, dă un noroc aici, mă. Hai. Cine ai, mă, un fețioară? E greu, mă, mici greu, dimineață. Mâncăm pe borta goală? Grație! Grație! Aotele! Ia de-și fețioare. Cum vine în ziarul ăsta așa frumos. Ce vreau să vă arăt, ăsta e meniul, deci au 40 de sandwich-uri. Noi l-am luat pe numărul 3. Crudo di Parma. Rareș l-a recomandat, noi pe mâna lui. Avem și un culiță de asta, prosciutto. Avem, mamă, roșii cer, uitați ce micuțe sunt, ce frumoase. Sos pesto, niște mozzarella acolo frumos pe fundal. Oh, dar pâinica ce? Mm! Da, m-a dus bine? Ma. Faptul că pâinea asta este puțină băgată la cuptor, e așa crocantă. Deci că e dimineață și tocmai ți-ai făcut două felii de pâine la prăjitor. Și mozzarella e încălzită pe pâine în cuptor, moaie așa. Mozzarella e călduță așa, se topește. Sosul ăsta pesto vine așa super refreshing după ce simți toată combinația. Plus sos pesto cu roșii. Adică roșiile care în sine sunt cel mai fresh lucru de pe planeta asta. Bun. Nu mă pot opri de mâncat. Salut! Foarte bună recomandare, Rareș. Băi, bun. Nu se compară nimic cu sandwich-urile din Italia. Aș mânca numai sandwich-uri, dar asta și înghețată. Altceva n-are sens. Dar care-i partea ta preferată din acest sandwich? Deci pe mine m-a rupt momentul în care am mușcat și a fost așa crunchy. Cum e pâinea aia, frate? Lângă pâine, consiști cel mai bine. Aici că roșiile, că sunt fresh așa și... Bun, mă, bun, bun. Data viitoare, când vă duceți undeva, sunați-l pe Rareș, dacă e disponibil, să vină cu voi, că vă duce el în locul șmecher. Băi, deci, e o poezie aici, înăuntru, jur. O să vreau să mă vin într-o zi să mănânc, să văd cum e ăla cu mortadela. Ce avem aici? N-avem servici? Fraților, tiramisu, tiramisu, zice fratele Rareș că mănânci cu ochii, cu sufletul, cu mintea. N-am zis chiar așa la mă. N-ai zis așa? Adică e bun, da. Hai să-l vedem. E bun, mă, ce-ai? E bun, rău. Frate, am venit la ei acasă. Unde să-i... Simțeam presiune, credeam că o să zici că e nasol. Nu e nasol, fratele meu, ce trebuie. Nu, un desert delicios, un tiramisu. Bă, să-l ai acasă, frate. Hai să-i inventa și mecheria. E posibil perfect. Sunt cu cea mai mare încredere pe care o aveți. Locul e fenomenal. Rareș, îți dai Dumnezeu sănătate. Trebuie să vă spun cât a costat. E minunat, e minunat, te iubesc. 4,50€ aperol și prețul, excelent. Tiramisu, 4€ bucata. Sandwich-ul, 8€. Avem aici mai multe prețuri.
7,50, 8, cam în zona asta merit. Uite, ceva cu 6, nu vine, între 6 și 8 euro. Astea cu 6 sunt fără șuncă, din câte știu eu. Aia, uite, știe vărătele Rares. Totalul nu mai știu cât a fost, că am luat în două taranșe, dar faceți voi că știți matematic. 16,50. Cu tot cu tiramisu? Da. Pă bune? Pe n-are mă cum, că am dat numai 16 pe 2 sandvișuri. 8 sandvișuri, cu 4,50 pe 12,50, cu ăla 16. Ori 2. Da. Păi aia zic. Vedeți mă? Vedeți mă? Asta se întâmplă când îți lași cameramanul să zică el acolo. Băi, băi, rar. 16,50 de persoană. Stick to filming și tu mă în locuri, în locuri mișto. Glumez. Glumez, n-am fost zăreu. A fost o glumă. Am făcut și eu 2 ani de mate info la liceu, nu e chiar așa. Creier. Cât a luat la bac la mate? Păi n-am dat la mate. Și ai făcut mate info la liceu? Am făcut 2 ani de mate info și după m-am mutat pe științe sociale, că eram mai ușor bacul. Creier. Creier. Ăsta a fost vlogul. Abonați-vă, mai vin vloguri de aici din Milano. Vedem unde ne mai duce fetele Rares. Eu astăzi am venit să mergem la Starbucks Reserve. Prima cafenea Starbucks din Italia și cea mai frumoasă din lume, conform spuselor oamenilor. Mai că era o coadă, bă, băiete, acolo. Absolut infernal, așa că cel mai probabil nu o să mergem acolo decât dacă nu cumva merge dimineața și e gol. Deci abonați-vă că vin vloguri cu locuri mișto, chiar dacă nu voi fi Starbucks, Reserve, bla 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 bla, am plecat, da. Ceau, ragazzi. Pizza, pasta, salmonella.